Sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării. Bună seara! Astăzi a avut loc un nou protest în fața Parlamentului Republicii Moldova, inițiat de Mișcarea de Rezistență Acum. Simpatizanții PAS, PPDA și PLDM au cerut din nou în această dimineață în fața legislativului de la Chișinău ca alegerile locale noi să fie validate, judecătorii care au declarat nule alegerile urmăriți penal, iar sistemul mix de vot anulat. Despre asta discutăm astăzi cu vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, domnul Bujorean, și Daniela Bodrug, vicepreședintele Mișcării Populare Antimafie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Mai întâi vreau să începem propriu-zis emisiunea cu un mic material, pentru că am fost prezenți acolo la fața locului, am văzut cum a decurs protestul propriu-zis, încercuirea Parlamentului. Vedem materialul, după care discutăm în cunoștință de cauză. Vedem materialul, revenim imediat. Sub genericul Înconjurăm Parlamentul, partidele de opoziție din Republica Moldova au organizat azi un nou protest în fața sediului legislativului de la Chișinău. Oamenii au venit să ceară validarea scrutinului din 3 iulie, anularea sistemului mixt, demisia și urmărirea penală a judecătorilor care au contribuit la instaurarea dictaturii în Republica Moldova, spune președintele PAS Maia Sandu. Republica Moldova, după anularea alegerilor din Chișinău, se instaurează dictatura. Noi suntem aici pentru a cere deputaților să îndeplinească cele trei puncte ale rezoluției adoptate la protestul din 1 iulie, și anume validarea rezultatelor alegerilor din Chișinău, să anuleze sistemul mixt care vine să demoleze cu totul sistemul procesul democratic în Republica Moldova și să sancționeze judecătorii implicați în emiterea deciziilor abuzive, ilegale, de invalidare a rezultatelor alegerilor. Atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase își doresc să pună punct forțelor oligarhice instaurate la conducerea Republicii Moldova. Cunoaștem cu cine avem de face, cunoaștem că avem de face cu guvernare autoritară, dictatorială, controlată de un proxenet politic și penal, Plahotniuc. Mari așteptări nu avem, dar este de datoria noastră, ca și cetățeni, ca și oameni ai cetății, să protestăm, să ne manifestăm și, de ce nu, într-o bună zi, să-i determinăm să execute sau să plece. Așteptăm ca unii deputați, dacă nu toți, să-și amintească că ei au fost aleși de popor pentru a sluji poporului și nu uzurpatorului Plahotniuc. Oamenii spun că cei de la conducere nu sunt capabili să mențină siguranța și liniștea întregului popor. Potrivit cetățenilor, am ajuns să fim conduși de hoți. N-avem primar. Cine ne conduce pe noi, mă? N-avem primar. La cine să cerem? N-avem la cine. Noi am votat, poporul a votat și așa nu se procedează în altele țări, așa ceva nu este, numai la noi așa poate fi. Am venit să-mi exprim nemulțumirea față de direcția țării, față de ceea ce se întâmplă, anularea alegerilor și lipsa oricărui răspuns și responsabilitate din partea deputaților, majorității parlamentare. Am venit asta aici ca să facem o schimbare oarecare, da? Ne-am, nu a ajuns cu țătul la gât. Plahotniuc și tovarășul Dodon ne-au străinat, ne-au dus copii și nepoții, ne-au dus în țară. Mai scurs bate joc această guvernare din noi. Oamenii au venit să ceară îndeplinirea revindecărilor din rezoluția adoptată pe 1 iulie 2018 de Mișcarea de Rezistență Acum, spune Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Noi am cerut ca justiția să fie legată la pușcărie, Parlamentul să lucreze pentru popor și ca Parlamentul să nu se ascundă așa cum se ascunde în fața, în spatele polițiștilor. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, nu a ieșit în fața protestatarilor, dar le-a transmis un mesaj de la tribuna din sala de presă, să nu-și mai piardă timpul. Să se pregătească pentru sistemul mixt, să-și identifice candidații foarte buni în circunscripțiile electorale din țară și din străinătate, să intre în competiție politică legată de electorala care urmează și mai puțin cu pierderea timpului, chiar și dacă e democratic, legat de proteste. Liderii Mișcării de Rezistență Națională au îndemnat și diaspora să continue în fiecare localitate celule de rezistență, la care să se alăture oameni integri și onești. Să rămânem solidari, să rămânem consolidați, să rămânem civilizați, pașnici, să rămânem democratici, puternici, în fața unui criminal, cum este Plahotniuc și a coliților săi, de orice culoare. Fie că sunt falși unioniști, fie că sunt falși stataliști, fie că sunt falși proruși sau adevărați proruși. Protestele săptămânale au demarat în Chișinău după ce instanța nu a recunoscut rezultatele alegerilor locale noi, în Chișinău câștigate de Andrei Năstase.
Cam acesta a fost materialul. Am văzut declarațiile a doi din cei trei lideri ai opoziției actuale, doamna Sandu și domnul Năstase. Am văzut nemulțumirea oamenilor de toate vârstele și de toate categoriile sociale, cel mai probabil. Și am văzut un răspuns diplomatic, politic, de la tribuna sălii de conferințe. Domnul Jurean, dat fiind faptul că reprezentați cumva grupul celor care au protestat astăzi în stradă, acolo în fața Parlamentului, prima întrebare vine către dumneavoastră. Cum apreciați efectul protestului de astăzi și dacă va da propriu zis rezultate? Acesta și cele de până acum și cele care cu siguranță urmează. Mișcarea protestatară, pe lângă faptul că trebuie să fie un proces continuu, este și un proces care trebuie să fie tentant și atrăgător, să vină cu niște mesaje foarte clare și să nu uităm că suntem într-o perioadă anului extrem de complicată pentru proteste, pentru că este perioada vacanțelor, concediilor și, spre regret, foarte mulți din cetățenii noștri trăiesc fără să cunoască că suntem într-o realitate similară cu titlul romanului lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste și întâia noapte de război, dacă să facem o comparație. Iată de ce Comitetul de Rezistență Națională, în care PLDM este parte, a decis să desfășoare un șir de acțiuni care vor fi culminate cu marele protest pe care îl planificăm pentru data de 26 august, curent. Una din aceste acțiuni este și protestul de astăzi. Ieri a avut loc pichetarea Băncii Naționale pentru că se uită sau se încearcă a uita despre o crimă extrem de gravă care s-a întâmplat în Republica Moldova, furtul miliardului, și persoanele care astăzi sunt la guvernare sunt interesate ca să ascundă aceste lucruri. Atunci când vrem să vedem logica în tot ce face guvernarea, putem citi printre rânduri din mesajele pe care le transmit, inclusiv din mesajul speakerului de astăzi. Domnia sa a spus că opoziția trebuie să se pregătească pentru următoarele alegeri parlamentare, fără să stipuleze clar când vor avea loc acestea. Următoarele alegeri din toamnă, următoarele alegeri din primăvară sau iarnă, dacă să vorbim de luna februarie 2019, sau despre unele alegeri care pot să nu aibă loc în general, dar despre asta un pic mai jos, dacă o să ne permiteți. Neapărat, da. Cu siguranță, acțiunile trebuie să continue. Noi am chemat încă după protestul din 1 iulie la acțiuni care deja să genereze anumite fapte concrete, pichetări, blocări de trasee naționale, anumite mesaje. Vedem între timp că guvernarea încearcă să se acopere, nu doar cu unii cetățeni, dar și cu aleșii locali. Pentru că avem un caz fără precedent, peste 700 de primari și 27 de președinți de raioane, dintr-un stat care pretinde a avea un vector occidental pro-european, atacă, dacă putem spune așa, instituțiile europene și le critică pentru deciziile pe care le-au adoptat, în loc să ceară explicații de la reprezentanții actualei guvernări. Noi vom merge în continuare cu acțiuni concrete și, repet, aceste acțiuni vor culmina cu protestul din 26 august, la care obligatoriu trebuie să participe cetățenii din Republica Moldova, dar și concetățenii noștri din diaspora. Și avem foarte multe semnale că diaspora se mobilizează la maxim pentru această zi și trebuie să o facem și noi, cei rămași acasă. Doamna Bodrug, Mișcarea Populară Antimafie nu este neapărat un susținător al protestelor care au loc, nemijlocit al acestor proteste, dar nici nu putem spune despre o afiliere cumva cu guvernarea. De asta vreau să vă întreb unde se poziționează astăzi Mișcarea Populară Antimafie. Între aceste două tabere, una care este guvernarea și care, iată, transmite mesaje politice, diplomatice, și alta care este opoziția protestatară, care inclusiv astăzi a mărșăluit pe străzile Chișinăului, mai ales în fața Parlamentului. Da. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că noi, Mișcarea Populară Antimafie, ca partid politic, întotdeauna am susținut și susținem protestele. Dar în acest sens vreau să fac o claritate foarte de folos pentru telespectatorii care ne ascultă acum asupra noțiunii de protest, ca să înțeleagă ce de fapt se întâmplă acum în piață și ce reprezintă aceste evenimente. Noi întotdeauna am avut o politică realistă și mesajul nostru nu a depins de o anumită conjunctură sau situație, ci am avut o viziune foarte clară asupra evenimentelor care au loc, neclintindu-ne de la principiile noastre, de la pilonii
oamenii care stau la baza Mișcării Populare Antimafie, ceea ce este lupta antimafie, lupta pentru a accede în structurile UE și NATO și a ne regăsi în familia noastră românească, în țara cu hotarele ei istorice. Haideți să vedem ce este cu cuvântul protest. Așa. Ceea ce se întâmplă astăzi în stradă, ce nu este un protest propriu zis. Acțiunile de ieri, de astăzi și începute de promovate inițial de o societate civilă, preluate apoi politic de platforma DA, PAS și PLDM, sunt acțiuni ale sau manifestații ale partidelor politice. Un protest adevărat a fost protestul cetățenilor împotriva furtului miliardului. Deci un protest este un fenomen. El nu poate fi organizat. Un protest este un fenomen care scoate lumea în stradă din proprie inițiativă, din proprie dorință pentru a cere ceva a guvernării sau a exprima o nemulțumire asupra unei probleme. Atunci când lumea a ieșit în stradă împotriva furtului miliardului, a fost un protest adevărat care a fost deturnat de către cei care l-au preluat. Și l-au preluat din simplul motiv că aveau resurse, aveau televiziune, puteau invita ulterior cetățenii la adunări, însă scopul lor de bază sau problema este că aveau o agendă ascunsă și nu o agendă ascunsă care nu era în interesul oamenilor care au ieșit în stradă. Același lucru se întâmplă și astăzi. De ce puteți să vă puneți întrebarea firească și care mi-o puneți acum, de ce noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu suntem parte a acestui protest, manifestații? Deci, în primul rând, pentru că noi o considerăm o acțiune de partide, și nu este un protest, în al doilea rând, pentru că noi ne considerăm suntem pe baricade diferite cu aceste entități politice. Ei sunt adversarii noștri. Dacă Dodon și Plahotniuc sunt dușmanii noștri, atunci partidele despre care vorbim sunt adversarii noștri. Pentru că aceste partide împărtășesc alte valori, împărtășesc alte scopuri politice străine nouă. Mai mult decât atât, consider că aceste partide sunt, să zicem așa, sunt entități a familiei lui Filat, politice a lui Filat. Așa. Și ceea ce a rămas de altă dată din politica peledemistă. Deci sunt trei cioburi, dacă vreți, a ceea ce a fost odată la guvernare împreună cu Plahotniuc. Să nu uităm de acest fapt. Împreună cu Plahotniuc. Atunci când Mișcarea Populară Antimafie a anunțat despre crima din Pădurea Domnească, nu s-au organizat proteste, nu s-au organizat manifestații. Dar a căzut o guvernare datorită curajului de a spune pe nume cine a fost criminalul, cine a împușcat un om la vânătoare. Asta s-a întâmplat. Curajul de a spune public o crimă săvârșită și acoperită politic de către cei de la guvernare. Și astăzi avem aceeași situație în care niște partide politice care au rămas nemulțumite de faptul că liderul lor de altă dată este închis, iar ei nu mai pot împărtăși, așa cum o făceau altă dată cu Plahotniuc, resursele financiare, facilitățile și așa mai departe, sunt persoane care vor să parvină în politică, care țin acum la un singur lucru, să-și adune
capital electoral în baza acestor manifestații publice pe care le organizează. Domnul Jorean, până a trece la următoarea întrebare, nu pot să nu vă permit un drept la replică. Da. Stimată doamnă, unica forță politică care a fost capabilă să-l oprească pe Plahotniuc și pe actualul său partener Dodon, inclusiv, a fost Partidul Liberal Democrat din Moldova. Dezmățul care, la care asistăm astăzi în Republica Moldova și regimul pe care îl avem astăzi, de mai bine de 2 ani de zile, a avut loc după înlăturarea Partidului Liberal Democrat de la guvernare. Noi, ca și formațiune politică, pentru că nu vorbim astăzi de liderul sau fostul lider al Partidului Liberal Democrat și am spus în repetate rânduri, îmi pare rău că numele unui fost prim-ministru, care a avut nu puține greșeli, dar care a făcut și foarte multe lucruri bune pentru țară, este folosit ca o blamare în anumite cercuri. Nu este cel puțin moral, dacă doriți. Dar revin. Din momentul în care noi am plecat de la guvernare, a fost instituită sau instaurată această putere criminală. Și noi, ca și entitate politică, nu am rămas să servim acestui regim, așa cum au făcut alții. Noi am decis, solidar, să mergem în opoziție. Și pe parcursul ultimilor 2 ani și ceva de la căderea guvernului Streleț, noi ne-am ocupat cu reformarea internă a partidului. Astăzi în partid sunt alți oameni cu alte viziuni moderne, noi, și care sunt gata să-și aducă contribuția pentru a depăși această situație în care ne aflăm. Și aici revin la proteste, pentru că acesta este subiectul discuției. Așa, și la mișcarea protestatară. Noi, forțele de dreapta sau forțele democratice, pro-europene, întotdeauna am fost ași, dacă putem spune așa, în a găsi diferite argumente pentru a nu ne unifica. Eu vreau să vă spun că bandiții care astăzi guvernează în această țară nu au probleme să se unifice. Uitați-vă la cât de diferiți sunt. Și ideologic, aparent pro-esticul Dodon, aparent provesticul Plahotniuc, criminal ușor și așa numitul... Ideologic mai greu de spus, pentru că Partidul Democrat face parte din Internaționala Socialistă, deci ideologic sunt tot acolo, dar în Republica Moldova nu prea discutăm despre ideologie, mai vorbim și despre vectori de politică externă. Vorbim și de aparent pro-europeni ca domnul Leancă și de alții care îi servesc astăzi, dar de fapt nu au o problemă să stea la o masă, îi vedem în fiecare marți și la ședințele coaliției de guvernământ, sunt ok. Noi întotdeauna găsim motive ca să nu ne unim. Ieri am fost în Rezina, pentru că așa, acțiunile noastre nu au loc doar în Chișinău. Noi avem planuri de acțiuni și strategii pentru fiecare localitate și ieri, împreună cu reprezentanții acestor trei partide, am creat o mișcare de rezistență, o celulă de rezistență, mai bine zis, care va activa în Rezina și în Șoldănești. Așa. La ședință au fost prezenți reprezentanții Partidului Liberal și nimeni nu le-a interzis să vină la... Adică toate miturile că cuiva se închide ușa sau portița sunt un mare neadevăr. Oamenii buni pot contribui la mișcarea protestatară și acest lucru se va întâmpla nu doar la nivel de capitală, pentru că scolele regimului, eu vin din teritoriu și știu foarte bine ce mesaje transmit. Că nevalidarea mandatului primarului ales Andrei Năstase reprezintă o problemă exclusivă a capitalei, sau o răfoială între anumite grupuri și cercuri și îl privește doar pe dumnealui, nu este adevărat. Ne privește pe noi toți, pentru că au fost încălcate anumite norme democratice, a fost ruptă acea legătură dintre cetățean și stat, care se numea vot, și prin care pe parcursul ultimilor 27 de ani au fost schimbate guvernări, indiferent de perioada în care s-au aflat aceștia. Iată de ce apelul nostru este până la urmă la unitate. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Noi trebuie să găsim punctele care ne unesc și să ieșim împreună în piață, pentru că riscăm să rămânem în această țară, nu știu pentru cât timp, doar cu cei care servesc acestui regim. Și nu știu dacă atunci va fi cazul să dăm vina pe unul sau pe altul. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați afirmat că Peledemie este una și Filat, fostul lider, este altceva, să înțeleg. Deci, Peledemie l-a denunțat pe Filat. Este Filat un hoț? A furat Filat? A fost parte a acestui proces de corupție din Republica Moldova, Filat, da sau nu? Eu vă rog să deschideți deciziile instanțelor de judecată. Nu, părerea dumneavoastră. Deci, Peledemie s-a detașat de greșelile lui Filat. L-a denunțat pe Filat ca fiind un politician care a greșit în politica sa, a greșit prin faptul că a făcut pact cu Plahotniuc, da sau nu? Vă răspund. Domnul Filat este condamnat nu pentru furt, pentru trafic de influență și corupere pasivă. Și este cu totul altceva. Și este important să delimităm aceste lucruri. Deci Vlad Filat nu a furat.
justiția se face nu doar în Republica Moldova, se face și în afara hotarilor Republicii Moldova, inclusiv la Curtea Europeană, și trebuie să lăsăm și această instanță extrem de importantă să se expună. Nu acesta este subiectul discuției, revin și reiterez. Partidul Liberal Democrat astăzi reprezintă o formațiune reformată, cu persoane noi, cu lideri noi și cu viziuni noi. Haideți... Ați spus o singură întrebare, deoarece domnul a făcut referință la moral și așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, după ce Vlad Filat a declarat război mafiei, da, lui Plahotniuc, după Pădurea Domnească, și a cerut iertare de la Plahotniuc, din public, din punctul dumneavoastră de vedere, a fost moral să facă acest lucru, Filat? Din interes pentru vectorul european al țării, pentru a nu fi provocate alegeri anticipate în cadrul cărora urmau, după toate datele din sondaje, să revină la guvernare, inclusiv forțe ostile vectorului european, această decizie a fost la acel moment una absolut necesară. Și vreau să vă spun că s-a făcut inclusiv cu consultarea unor parteneri externi. Și s-a făcut în folosul cetățeanului. Deci, concluzia logică, în urma afirmației în politică, concluzia logică este că nu întotdeauna deciziile sunt corecte sau greșite. Ele sunt și mixte. Nu, vă zic, deci, dacă judecăm după ceea ce ați spus dumneavoastră, reiesă următorul fapt, că în situația în care partidul dumneavoastră, împreună cu PAS și DA, accede în Parlament, deci, din interesele pe care le spuneți dumneavoastră acum, că le-a avut Filat, le-a invocat Filat și le invocați acum, dumneavoastră ați face alianță cu Plahotniuc în Parlament împotriva lui Dodon. Am spus nu odată că Partidul Liberal Democrat niciodată nu va face coaliție cu Partidul Democrat în actual. Păi, dar nu va fi pentru interes despre care haideți spuneți? Să ajungem la această etapă, pentru că noi astăzi suntem în cazul... Noi astăzi suntem în situația unei dictaturi în faza incipientă de instaurare a acesteia. Și în aceste cazuri alegerile în general își pierd orice sens. Noi am văzut, de exemplu, alegerilor din municipiul Chișinău. Și urmează încă să vedem dacă vom participa în aceste alegeri. Dacă vor fi create condiții ca votul cetățenesc să fie protejat și reprezentat. Iată de ce aș propune să nu anticipăm unele lucruri și să revenim la subiectul. Mai ales că aici chiar este o întrebare pentru ambii, pentru dumneavoastră, pentru că declarația asta de alb și negru, noi în viitorul Parlament niciodată nu vom vota o inițiativă a Partidului Democrat sau nu vom vota alături de reprezentanții Partidului Democrat sau... Nu este totuși o declarație prea puternică atunci când vorbim de politică, pentru că politica înseamnă să reușești uneori să ajungi la consensuri. În sensul în care eu nu cred că este neapărat corect o astfel de reclamă. Dar dacă mâine se vine cu o inițiativă, nu știu, pozitivă, chiar pozitivă, trecând peste cine este Vlad Plahotniuc și ce interese are Partidul Democrat, dar se vine cu o inițiativă pozitivă, nu știu. Dați-mi un exemplu de inițiativă pozitivă. Eu nu mi-am finalizat gândul când am spus că niciodată în actualul format al Partidului Democrat, pentru că și Partidul Democrat, ca și în alte formațiuni, sunt și oameni cum se cade, dar ei astăzi sunt ostatici unei grupări politico-criminale. Și atât timp cât această grupare va reprezenta acest partid, noi nu vom merge și nu vom discuta absolut nimic cu ei, până când nu vor fi respectate cerințele opoziției, revendicările protestelor noastre și care până la urmă sunt cerințele cetățenilor. Așa, bun. Și aici, de aici derivă următoarea mea întrebare, care oricum era pregătită, dar mă bucur că s-a ajuns natural cumva la ea. Nu are opoziția, iarăși, direcționată către ambii, preia orice inițiativă, după asta continuăm discuția. Nu așteaptă cumva opoziția, mișcarea protestatară prea multe din partea unei guvernări care deja nu odată și nu de două și nu de 10 ore a demonstrat că ea niciodată nu va face ceva doar pentru că este bine, pentru că este în folos comunității sau pentru că eu cer cineva, pentru că atât doamna Sandu cât și domnul Năstase și probabil și domnul Cibotaru, i-am auzit nu odată spunând că suntem nemulțumiți de faptul că guvernarea nu respectă revendicările pe care noi le-am avut în cadrul procesului 1 iulie. Întreb, PAS-ul, PLD-MEU și DAU chiar se așteaptă ca guvernarea să răspundă acestor revendicări? Adică asta este tot ce se face? Cum putem să așteptăm ca să ne fie să se vină în întâmpinarea revendicărilor din partea unei guvernări care ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut, a instaurat votul mixt, ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut, a nevalidat alegeri, ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut, a acoperit furtul 1 miliard și așa mai departe. Sunt suficiente doar niște revendicări și proteste în formă mai mică sau mai mare în care să spunem că suntem nemulțumiți că aceste revendicări nu se realizează?
Noi considerăm că în situația actuală guvernarea nu se simte constrânsă. Așa, aici vreau să ajung, vă rog. Dacă putem să folosim acest termen, și nu simte necesitatea de a-și auzi proprii cetățeni. Într-o țară civilizată era destul ca 100-200 de oameni să iasă și să vină cel puțin și să-i asculte unii reprezentanți a guvernării. Astăzi, colegii mei din fracțiunea parlamentară, președintele fracțiunii, domnul Deliu, i-a transmis mesajul protestatarilor, pentru că au fost alături de cetățeni, și a transmis acest mesaj speakerului, spunând că, domnule președinte, cetățenii cer ca președintele Candu să iasă în fața mulțimii. Ei nu au de gând să facă acest lucru, e mai ușor să iasă de la tribună și să arunce o frază de gen pregătiți-vă de alegeri și nu organizați proteste. Protestul este doar o măsură de constrângere legală pe care noi o aplicăm la moment. Dar evident contează și numărul, pentru că avem precedente, inclusiv cel recent din Armenia. Avem situații în care vecinii noștri din România au organizat proteste masive și au reușit să anuleze inclusiv anumite ordonanțe. De urgență, da. De urgență, da. Este un exemplu elocvent pentru noi. Iată de ce mă întorc la protestul de pe data de 26 august. Nu este un protest a unor lideri politici. Nu va fi un protest al anumitor partide. Nu avem niciun scop să ne atribuim doar nouă celor trei forțe meritele sau mesajele protestatarilor. Este, dacă doriți, un protest pentru viitorul Republicii Moldova. Și în acest sens noi chemăm la unitate toate forțele politice sănătoase, dar care au dovedit în timp și o anumită corectitudine. Doamna Bodrog, este suficient ca mișcarea protestatară să aștepte realizarea revendicărilor de către guvernare și ce altceva ar trebui de făcut? Pentru că, așa cum spunea domnul Bujorean, guvernarea nu se simte pusă la perete, să zicem, da? Strânsă de ușă. Ce ar trebui să se întâmple? Ce am putea să facem? Ce ar putea face inclusiv mișcarea protestatară? Ca să ofere guvernării acest gust de prins în ușă și guvernarea să înțeleagă că trebuie ori face ceva, ori încet, dar sigur, se cară de acolo de unde s-au instaurat și le place pentru că le e bine. Împotriva lui Plahotniuc trebuie să luptăm, dar nu așa. Cum? Primul lucru pe care vreau să vă-l zic acum este că Plahotniuc nu este un dictator. Dacă până în anul 2014 noi am avut la guvernare doi mafioți, Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, după 2014 și arestarea lui Filat, noi avem un singur mafiot rămas la guvernare, Vlad Plahotniuc, care nu este dictator, care este un maniac care își dorește să subordoneze tot ce mișcă în statul ăsta. Așa. A aștepta de la actuala guvernare o revendicare sau o îndeplinire a cerințelor anumitor, să zicem, activiști politici în piață, nu este nu numai absurd, dar este incompatibil cu realitățile, deoarece incompatibil cu realitățile, deoarece Plahotniuc nu numai că nici nu se gândește să realizeze ceva, ci el chiar sfidează ce acțiunile acestor partide. Mai mult decât atât, el chiar îi provoacă și chiar îi face oponenții ai lui sau dușmanii ai lui politici, i-a ales să fie anume ei și nu altcineva, pentru că știe că pe fiecare îi are la cârlig cu ceva și în următorul parlament vor face aceeași alianță, vor aduce aceleași scuze pe care le-a făcut Filat altădată. Aici este interesul politic al lui Plahotniuc. Încă o dată, acestea nu sunt proteste, sunt manifestații politice. De aceea noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu vom participa nici la evenimentul din 26 august. Nu ne invitați la unitate, pentru că unitatea pentru noi este contraproductivă intereselor cetățenilor Republicii Moldova, care au o viziune pro-europeană românească asupra lucrurilor, care nu fac un consens politic cu politicieni ca Petrenco, ca Usatăi, reprezentanții cărora i-am văzut alături de dumneavoastră, și nu este corect
să manipulați cu cetățenii atunci când spuneți că aceste acțiuni nu sunt organizate de partidele pe care le reprezentați, ci ele sunt ale tuturor cetățenilor care sunt nemulțumiți. Pentru că în cazul acesta, dumneavoastră acoperiți un adevăr a interesului electoral al partidelor care organizează prin televiziuni, ca Jurnal TV și TV8, aceste acțiuni în stradă, societatea civilă care este parte a acestor acțiuni. Eu nu am văzut o conferință de presă a societății civile în care să invite cetățenii la, la manifestațiile publice. În schimb, am văzut chemări ale Maiei Sandu, Andrei Năstase și așa mai departe, reprezentanți PLDM. Deci, aceste acțiuni sunt organizate de aceste trei partide. Doamna Bodruc, dar societatea civilă în Republica Moldova, dintotdeauna, a avut nevoie de un lider. Adică, dați-mi un exemplu de protest spontan, da, care a durat și care n-a avut un lider în frunte. Eu nu zic acum că unul sau alt, un lider sau altul sunt buni sau răi. Trecem, nu vorbim acum despre doamna Sandu sau domnul Năstase sau domnul Cipotaru. Vorbim abstract. Cetățeanul Republicii Moldova atunci când, și corectați-mă dacă greșesc, și dumneavoastră domnul Bujorean la fel. Cetățeanul Republicii Moldova când iese în stradă are nevoie să vadă pe cineva acolo în față. Corect. Să știe că el se aliază sau merge la braț cu alții din jurul său pentru cauza pentru care pledează cel care este în față. Și mi se pare natural, pentru că oricare oștire are nevoie de un lider, dacă vorbim, da, metaforic. Dar este corect din partea celuia care se declară lider în fața mulțimii prezente să declare clar cine este el, politician sau societate civilă. Deci Năstase asta a făcut, a mințit oamenii că a venit în fața lor ca reprezentant a unei societăți civile, așa, având de fapt scopul de creare a unui partid politic, ceea ce ne duce cu totul pe alte căi și așa și a fost, a deturnat protestul cetățenilor din piață spre interese politice. Ori cetățenii care au venit în piață au dorit un singur lucru. Întoarcerea miliardului furat. A fost întors miliardul furat și a îndeplinit această dorință cetățeanul care a ieșit în piață? Nu și-a îndeplinit-o. Unica satisfacție a avut-o cei care au amăgit cetățenii și și-au făcut partid politic în baza prezenței cetățenilor în piață. Același lucru vor să-l facă pe 26 septembrie, când zic să ne unim și să fim cât mai mulți, pentru că numărul contează. De ce numărul contează? Numărul contează pentru că aduce rating politic și capital electoral. De aceea contează numărul. Numărul. Eu cred că contează, iar pentru că guvernarea ignoră oamenii puțini. Dar spuneți-mi, vă rog, care sunt rezultatele activităților publice, manifestațiilor până acum? Aici? Au fost 10.000 de oameni în piață. 10.000 de oameni în piață au fost. Care sunt rezultatele acestor acțiuni? Aici sunt, bun, nu pot să zic neapărat de acord, dar tocmai aici încerca să lovească și întrebarea mea. Când vom ajunge la măsuri, acțiuni? S-a anunțat că acest grup de rezistență va chema inclusiv la insupunere civică. Da. Când se va ajunge nu la Nu odată acțiuni? Au chemat la nesupunere civică. Poftiți? Nu odată lumea a fost chemată la nesupunere civică de aceiași reprezentanți. Nu știu dacă vreodată s-a întâmplat propriu-zis. De asta revin iarăși cu aceeași întrebare. Când vom ajunge la măsuri care să facă guvernarea să se simtă pusă la perete? Pentru că până acum am auzit de ce trebuie să ieșim să protestăm și de ce nu trebuie să ieșim să protestăm. Mă interesează care ar fi niște acțiuni concrete prin care fie mișcarea protestatară, fie cei care nu se solidarizează cu mișcarea protestatară, pot pune guvernarea la perete. Avem astăzi, are Republica Moldova liderii de care are nevoie, sau societatea civilă de care are nevoie, sau partidele de care are nevoie, sau, nu știu, luptătorii de gherilă de care are nevoie, nu știu, are Republica Moldova astăzi, în totalitate, pe teritoriul ei, acel element care poate pune guvernarea la perete? Și dacă da, care este el? Pentru că, spuneați chiar dumneavoastră anterior, au ieșit și au protestat. Care sunt cele mai optimiste aprecieri? Câți oameni au protestat? 30.000? 50.000, câți oameni au fost la protestul din 1 iulie? Nu vorbim despre cifra trustului acolo, cât spuneau ei, 3.000, 5.000, era... Ceea ce încerc eu să vă întreb, câți au protestat cei mai mulți? Să zicem 50.000, da?
Suntem ok cu această cifră, ca să nu zic... Da? 50.000. Guvernarea își permite să ignore acest 50.000 de oameni. Câți trebuie să fim ca guvernarea să nu mai ignore protestele? Guvernarea încearcă să ne împingă și să ne provoace la tot felul de acțiuni care trec de limita legalității. Și noi încercăm să nu admitem acest lucru, pentru că am văzut și în protestele organizate anterior diferite tipuri de provocări, știm care este contingentul care vine să apere într-un fel protestatarii, dacă putem spune să-i apere. Așa. Printre ei sunt și persoane bine pregătite anume ca să genereze provocări. Stimata doamnă a spus că numărul contează pentru capital politic. Numărul contează în primul rând pentru constrângerea guvernării. Haideți să ne aducem aminte protestele din iarna anului 2016. Da, este evident, nu trebuia să se ajungă la pătrunderea în sediul Parlamentului, dar haideți să spunem, asta este jertfa cea mai mică, că au fost deteriorate câteva uși, pe lângă faptul că sunt deteriorate milioane de sorți. Dar atunci guvernarea chiar a căzut într-o panică fără precedent. Noi avem informații din interior cum fugeau pe scările Parlamentului, lumina s-a stins, se împiedicau unul de altul, au fost diferite momente destul de interesante. Noi vorbim despre un protest pașnic, în primul și în primul rând. Cât timp? Până când nu vor auzi mesajul protestatarilor. Noi am venit pe data de 1 iulie în cadrul ultimului protest masiv pe care l-am organizat cu 3 revendicări principale. 1. Validarea mandatului primarului Andrei Năstase. 2. Atragerea la răspundere a judecătorilor și anularea sistemului electoral mixt. Pentru că în baza acestui sistem ei au de gând să perpetueze și să rămână la guvernare. Și aici vreau să vin cu o precizare. Noi avem unele informații, ele sunt la nivel de, nici nu vreau să le spun, zvonuri. Dar zvonurile, inclusiv și ele, am văzut că de obicei în Republica Moldova se îndeplinesc deseori. Așa. Guvernarea are un termen legal de organizare a alegerilor în toamna acestui an. Dar ele pot fi amânate, data alegerilor poate fi amânată, pentru perioada maximă de 3 luni de zile. Până la 28 februarie. 28 februarie. Acum, cum ar putea să aibă loc o situație în care la 28 februarie să nu aibă loc alegerile parlamentare? Pentru că ei ar fi cointeresat să nu se întâmple. Legea spune că doar în cazul unor cataclizme naturale, în cazul stării de război, de asediu sau o stării de situație excepțională sau stare de urgență. Așa. Haideți să ne închipuim ipotetic pe o secundă că se inventează un motiv și nu au loc aceste alegeri. Se instituie stare de urgență. Nu știu. Se spune că a cedat un baraj de la Nistru sau se scot 2-3 unități militare care ar aparține zonei separatiste și alte lucruri. Atunci alegerile pot fi amânate. De ce? Ca să aibă loc în ziua alegerilor locale, într-o zi cu cele locale. Cadrul legal actual spune că trebuie să fie o diferență, o distanță de numai puțin de jumătate de an, pentru ca să nu fie creat un vacuum de putere în țară și pentru ca să nu fie implicat în procesul electoral și administrația publică locală și cea centrală. Așa. Acum noi avem aceste zile o declarație, o scrisoare semnată de peste 700 de primari. Noi avem peste 900 de primării în Republica Moldova. Asta înseamnă că 700 de primari edile acestor comunități, împreună cu 27 de președinți de raioane, reprezintă până la urmă o forță care astăzi au semnat un demers al guvernării. Nu este un demers al aleșilor locali, este un demers al guvernării. Închipuiți-vă pentru o clipă că jumătate din acești primari, nu toți, jumătate, mergând în alegeri și făcând agitație pentru propriul mandat, vor face agitație și pentru partidul care îi va înainta. Haideți să ne închipuim ipotetic, toți ei vor merge de pe lista Partidului Democrat. Primarul, după biserică, este cea mai populară personalitate în localitate și asta o arată și sondajele. Asta ar însemna pentru Partidul Democrat, cred că în jur la 20 de mandate. Dacă mai vorbim și de circumscripțiile, că aici este miza lor, și mai reușesc să mai ia cam tot atâtea pe circumscripții, mai găsesc ei așa cum au făcut-o de obicei și scopul este o majoritate totală și, bine, nu absolută, dar suficientă pentru investirea unui guvern. Astăzi, acest scenariu pare fantastic. Dar noi am văzut mai asistat la scenarii fantastice care s-au realizat. Și inclusiv modificarea legislației pentru ca aceste două scrutine să aibă loc în aceeași zi nu ar reprezenta pentru ei cel mai mare derapaj antidemocratic. Iată de ce asistăm și la unele
acțiuni, inclusiv vedem pe traseele naționale, tehnică militară în ultimele zile. Am vorbit cu angajația Ministerului Apărării care mi-au spus că sunt niște aplicații planificate pentru care recent a venit finanțare. De ce anume acum? Sunt exerciții militare sau se pregătește opinia publică pentru ceva? Situația este cu mult mai complicată decât noi credem. Și noi putem să ne trezim după data de 26 august, că suntem într-un stat în care o să ieșim noi 100 de mii sau 200 de mii. Poate să nu mai conteze. Acea zi este extrem de importantă și cetățeanul, telespectatorul care acum ne privește, trebuie să conștientizeze acest lucru. Doamna Bodrog, apropo de nesolidarizare cu protestele, astăzi se protestează, deci dumneavoastră susțineți că astăzi se protestează pentru cei trei lideri politici, da? Pentru capitalul lor politic. S-a protestat vreodată în toată perioada asta împotriva nevalidării mandatului? Pentru că cei care se solidarizează cu protestul și pe mulți dintre ei, bun, pe mulți dintre reprezentanții care mai apar la tribună sau sunt formatori de opinie, de la foarte mulți aud replica că nu se protestează pentru Andrei Năstase sau pentru doamna Sandu sau pentru Viorel Cibotaru. Se protestează pentru că la 52,47, dacă nu greșesc, da, acesta a fost scorul electoral al domnului Năstase, le-a fost vrea votul acestor oameni. Deci lumea protestează pentru că ei simt că lor le-a fost anulat acest drept democratic, nu pentru un lider sau altul. Și atunci, în această situație, nu este justificată ieșirea la proteste, indiferent de cine este acolo în față. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră acum, știți cine o spune? Societatea civilă. Reprezentanții societății civile. Așa, da. Ei spun acest lucru. Societatea civilă, care este aripa FSB-ului rusesc în Republica Moldova și care întotdeauna a fost cufilat și continuă să rămână cu această gașcă politică și face jocurile ei și nu luptă pentru interesele cetățenilor. O singură remarcă vreau să fac și vă răspund în continuare, da, la întrebarea dumneavoastră. Dacă printre cei 713 primari care au semnat acea declarație către structurile europene erau 305 primari PLDM, vă asigur că astăzi PLDM nu ieșea împotriva votului mixt. Așa, și revin la întrebarea dumneavoastră. Îmi cer scuze, acolo erau primari aleși pe listele PLDM. Care au trecut la PD. Care au fost racolați. Abuziv. Și parlamentari din ăștia aveți, exact. Pe care nu, pe care nu i-ați denunțat nici pe ăștia. Nu aveți parlamentari pe foști PLDM-iști? Avem 5 PLDM-iști. La Plahotniuc? Deci, vorbeam despre... Da, vorbeam despre faptul că societatea civilă, da, protestează pentru că le-a fost furat votul. Da, nu că le-a fost furat votul. Da, spuneți-mi, exact, vă rog, dacă este adevărată afirmația că oamenilor le-a fost furat votul, așa, în primul rând, din punct de vedere juridic, votul nu mai poate fi validat și este la fel o manipulare publică prin înaintarea acestei cerințe. Mai departe. Faptul... Dosarul s-a întors la Curtea de Apel, da, dacă nu greșesc. Nu? Este întors la Curtea de Apel, pentru că a fost o interpelare la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiție a spus este că nu vorba este despre un judecător ei, care și, nu avea... Da, da, exact. Și da, dosarul s-a întors la Curtea de Apel, dacă nu greșesc. Deci, teoretic, mai există porți juridice pentru validarea... Teoretic, mai există porți juridice pentru validarea mandatului. Ce se va întâmpla... Știu bunul Dumnezeu și Vlad Plahotniuc, cred că... Deci, încă o dată, în momentul în care se vorbește despre, dumnealor vorbesc despre un dictator în statul ăsta, nu mai pot face referință la validarea, și din așa, acest punct de vedere, nu mai pot face referință la validarea mandatului. Așadar, votul le-a fost furat, despre asta vorbeam, da? Că cetățenii ies în stradă pentru că votul le-a fost furat și să-și ceară votul înapoi. Dacă această afirmație este adevărată, spuneți-mi, vă rog, de ce după invalidarea mandatului lui Năstase, lumea nu a ieșit masiv în piață să ceară validarea mandatului. Ceea ce am văzut noi în piață sau în orașul ăsta au fost alergările haotice a lui Năstase pe la diferite obiecte de construcții ca Gaudeamus, unde era înconjurat de 5-6 persoane și atât. Ceea ce i-a dat lui Plahotniuc de înțeles că un protest
adevărat, un protest în societate nu există și că el își poate permite să sfideze și justiția și tot în statul ăsta și să invalideze votul. Pentru că cetățenii care au votat cu Năstase sau și-au dat votul pentru Năstase nu au votat cu persoana Năstase, ci au votat împotriva lui Plahotniuc. Sunt două lucruri diferite. Tocmai de aceea nu a fost un fenomen protestatar și nu a fost o exprimare a dorinței de a-și masivă de a-și întoarce votul înapoi a celor număr de cetățeni care și-au exprimat acest vot. Deci, dumneavoastră susțineți acum că nu există, domnul Bujorean, aștept la un moment dat intervenția dumneavoastră, pentru că, vrem sau nu vrem, dar este un schimb de replici destul de acid pe alocuri. Dumneavoastră susțineți că nu a existat un protest natural în cadrul societății civile și din această cauză, guvernarea și-a permis să ignore nu a existat un fenomen protestatar masiv care să poată cere validarea mandatului, să-l poată determina pe Plahotniuc, înfricoșa, dacă vreți, pe Plahotniuc, să valideze mandatul. Și el, deci Plahotniuc, văzând că nu există acest spirit protestatar, că lumea nu iese pentru Năstase în piață, și-a permis să sfideze justiția din Republica Moldova și să invalideze acest mandat. Și el după asta, și acest fenomen protestatar, după asta a fost cumva alimentat de către... Fenomen, au ieșit niște oameni în piață, adunați prin televiziuni la locul și ora respectivă și atât. Mi pare foarte rău că noi numim câteva zeci de mii de cetățeni, câțiva oameni în piață care au mers, nu doar în piață, dar au mers zeci și la... Mii? Zeci de mii. Este moral ceea ce spuneți dumneavoastră? Da, și este acum corect. Credeți-mă, protestez din anul 2008. Știu foarte bine care este capacitatea pieții în care am protestat și nu doar acolo, pentru că am mers și la sediul Partidului Democrat, am mers și la alte instituții, acolo unde până la urmă, spre regret, se primesc decizii în clădiri neoficiale pentru un popor întreg. Eu nu cred că este vorba astăzi a conștientizat Plahotniuc sau nu a conștientizat ceea ce se întâmplă până la urmă. Am spus-o și cu alte ocazii că cei la ce asistăm noi astăzi sunt niște experiențe electorale și politice, niște teste care se fac. Guvernarea astăzi este ghidată de un singur principiu. Până unde putem merge noi ca să vedem ce pot să ne facă ei? Invalidarea mandatului, ignorarea totală a revendicărilor protestatarilor. Așa. Sunt menite să vadă capacitatea de mobilizare nu doar a opoziției, a unei țări întregi. Pentru că scenariul despre care am vorbit mai sus, de amânarea alegerilor pentru și organizarea acestora odată cu alegerile locale, este destul de realist. Însă pentru a-l implementa, e nevoie să vadă câți vom fi, cum ne vom organiza, care vor fi cerințele noastre. Merită să iasă la discuție. Pentru că dacă venim în piață chiar și 50 de mii, cum ați spus dumneavoastră, pentru ei s-a văzut că nu reprezintă un pericol. Dacă noi venim 100 de mii de cetățeni, dacă noi înconjurăm clădirea Parlamentului, dacă noi decidem în cadrul Comitetului de Rezistență Națională că în acea zi rămânem și ziua și noaptea în fața Parlamentului, dacă mergem și blocăm sau pichetăm anumite clădiri în care se primesc anumite decizii și la care vor trebui să vină oameni la muncă a doua zi, atunci guvernarea va fi constrânsă, repet, legal constrânsă, să iasă și să negocieze anumite lucruri. Iar revendicările nu sunt altele decât cele pe care le-am enunțat mai sus. Și să ajungem la astfel de măsuri. Noi sperăm că se vor întâmpla aceste lucruri. Iată de ce mergem inclusiv în teritoriu și transmitem mesajul principal. Aceste proteste, aceste acțiuni nu sunt pentru Andrei Năstase și nu sunt pentru Maia Sandu sau Viorel Ciobotaru. Sunt pentru a salva țara de regimul care astăzi a fost dictatorial, care a fost deja instaurat în Republica Moldova. Nu mai suntem regim hibrid. Din momentul în care votul nu mai contează, înseamnă că noi suntem o țară cu un regim deja practic semi-dictatorial, dacă nu putem să spunem de plin dictatorial. Doamna Bodrog, mai semnific ceva dreptul la vot astăzi în Republica Moldova? Pentru că dacă îi să judecăm după ultimele alegeri municipale, generale, nu prea mai are rost să se iasă la vot în general. Cum apreciați situația? Pentru că, de ce vă întreb? Pentru că eu încerc să înțeleg care este justificarea civică
a unui actor care nu susține guvernarea, este un critic aprig al guvernării, dar de cealaltă parte nu se înrolează în niciun fel de activitate plenară împotriva guvernării. Sau cel puțin actor politic, ați vrut să ziceți, da. Nu civic, politic. Care este... Dacă mi adresați mie întrebarea. Da, da. Deci un actor politic. Actor politic, dar care este justificarea civică? Sau, bun, inclusiv actorul politic are o justificare civică, pentru că politica se face acolo, dar se face pentru cetățeni, da? Sau ziceți justificare politică, dacă motivație politică. Sau motivație politică, dacă vă face să... Adică, dacă așa doriți să o percepeți. Întrebarea mea, de fapt, era ce face un astfel de actor politic dacă nu se solidarizează cu partidele de opoziție care, iată, reușesc să scoată mase în stradă, mulți oameni, puțin, 5.000, 7.000, 10.000, 100.000, 500.000, nu contează, reușesc să scoată oameni în stradă, oameni care nu protestează pentru un lider, dar protestează împotriva faptului că au fost nevalidate alegerile și cu care nu vă solidarizați. De cealaltă parte, nu sunteți un amator al guvernării. Știm asta cu toții, nu de astăzi și nu de ieri. Unde vă poziționați și care din este... 2010. Poftiți? Din 2010. Din 2010. Unde vă poziționați propriu-zis între cele două tabere și care este fără a încerca să ofensezi cineva, care este plus valoarea pe care o aduceți în cadrul statului Republica Moldova? Da. În primul rând, dreptul la vot a cetățenilor a fost furat nu acum în timpul alegerilor locale, dar în 2014 în cadrul alegerilor parlamentare. Așa. Atunci când votul a fost cumpărat și escrocherat de PLDM și PD care erau la guvernare și banii cărora a decis votul cetățeanului. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, suntem un partid politic care face o politică realistă bazată pe o ideologie liberală și pe principiile capitalismului. Deci noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu împărtășim valorile acestor partide care sunt antiromânești, care au dat șuturi unioniștilor în piață atunci când au ieșit și au aderat la proteste, dar fără nicio problemă au acceptat reprezentanți ai lui Petrenco, Usatăi și așa mai departe, au dat mâna cu Dodon în piață, adresându-i se foarte cordial Igor și așa mai departe, au acceptat pe tribuna lor, pe scena lor, persoane din societatea civilă, așa ca Natasha Morari, Boțan și așa mai departe, Barbă Roșie, care sunt înarmați în detașamentul numit societate civilă și au făcut întotdeauna politici anti-românești în Republica Moldova și au construit o unire necătând la tot și crearea a unui moldovean în piață și acest noi nu facem astfel de compromisuri. Noi nu ieșim în piață alături de acești oameni, pentru că noi, Mișcarea Populară Antimafie, avem o altă identitate politică. Noi suntem un partid pro-românesc, un partid membrii cărora se identifică ca a fi români, care dintr-o crimă istorică s-au pomenit în afara hotarelor României de astăzi, care trăim idealul unei reveniri în țara noastră România pe respectarea principiilor care stau la baza unui parcurs european. Așa. Noi prin asta ne diferențiem de alte entități politice care acum își fac, așa cum vă spuneam, o campanie electorală. Noi creăm un detașament de forță politică, o rocătare în societatea aceasta a unor oameni care se identifică români, care sunt pentru integrarea noastră în NATO, care sunt pentru revenirea în vechile hotare ale României, care sunt pentru ca statul Republica Moldova să devină un instrument puternic
de integrare europeană, de integrare românească prin construirea unui stat de drept, nu prin interese de a parveni în politică. Noi nu vrem să parvenim în politică pe baza necazului oamenilor care ies în piață și de care acești așa ziși politicieni își bat joc și pe care îi mint că sunt în fața lor pentru interesele cetățenilor, dar de fapt duc o politică de gașcă politică, de gașcă și care nu care în orice moment pot trăda așteptările oamenilor din motivul că nu au nicio problemă să-și ceară scuze apoi de la Plahotniuc, să dea mâna cu Plahotniuc, așa cum au dat mâna altă dată cu Dodon și așa mai departe. Deci Mișcarea Populară Antimafie este un partid românesc antimafie, antimafiei de la guvernare. Asta e deosebirea, că vedeți că și dumnealor acum strigă jos mafia în piață. Da, noi. Da, asta este motivul protestelor. Strigă jos mafia în piață și luptă împotriva lui Plahotniuc. Însă diferența este că noi luptăm împotriva lui Plahotniuc și noi luptăm pentru consolidarea unei forțe politice românești care nu face compromisuri, care nu bate palma cu mafia de la guvernare, care are caractere în cadrul partidului, caractere care pot lupta pentru niște idealuri și pentru niște scopuri politice declarate sau o agendă politică declarată public, reală și care nu este o formă de a atrage cetățenii, ci de a-i motiva să se implice și să conștientizeze mesajul nostru și să ducă această luptă alături de noi împotriva mafiei, împotriva lui Dodon, împotriva societății civile care face jocurile Rusiei în Republica Moldova și împotriva oricărui compromis care este anti-românesc. Domnul Bujorean, cu siguranță aveți o replică aici. Fiecare intervenție a doamnei Budrug începe cu numele Filat și ca și răspuns la întrebarea dumneavoastră. Pentru că nici dumneavoastră, nici doamna Maia Sandu nu a denunțat crimele lui Filat. Care este programul politic a Mișcării Populare Anti-Peledemie, dacă putem să spunem așa. Entitățile politice și partidele politice, prin definiție, pentru că faceți parte și dumneavoastră dintr-un partid politic, luptă pentru putere. Respectiv, noi când ieșim în piață sau facem anumite acțiuni, așa, evident că ne poziționăm și ca o alternativă a actualei guvernări. Și vă spun de ce o facem. Societatea civilă, pentru că s-a vorbit atât de mult despre rolul societății civile, în Republica Moldova, ca și de fapt întreaga Republica, este foarte firavă și are nevoie de suport. În anul 2017, în vara anul 2017, după adoptarea legii privind sistemul electoral mixt, societatea civilă a inițiat anumite proteste. Așa. Dar am văzut că, până la urmă, capacitatea de mobilizare a acestora era destul de limitată. Și atunci au intervenit partidele politice, ca și suport și nu ca altceva. Pentru că trebuie să recunoaștem, Republica Moldova este un stat extrem de politizat. Și o arată și sondajele sociologice. Respectiv, partidele politice, ca și forțe, au capacitatea de mobilizare mai mare a membrilor și susținătorilor săi. Și dacă acest lucru ar fi înțeles de toate forțele și organizațiile social-politice, dar nu ar fi promovată, știți, mi-aduce aminte de tribul amerindian Comanche, care din Indiana vechi însemna contra tuturor. Ei și cu coloniștii luptau și cu indienii și cu toți cei care erau în jurul lor. Nu este o politică constructivă și o decizie constructivă. Păi când în piață erau mai mulți oameni? Atunci când protestele, așa zise, erau organizate de partide sau de așa zisă societate civilă? Eu m-am referit când la vara anului 2017. Spuneți că acum este nevoie de partide politice. În vara anului 2017, dacă vedeți, erau câțiva sute de oameni. Deci în dumneavoastră recunoașteți că este un interes politic. Nu, eu am spus că partidele au venit ca și suport prin capacitatea sa de mobilizare și nu contează mecanismele care sunt folosite. Dar societatea civilă nu mobilizează.
este scopul nostru? Societății. Care este scopul nostru a tuturor, a cetățenilor acestei țări, a partidelor pro-europene și anti-oligarhice? Care este scopul să rămână nostru? Această guvernare sau împreună să o debarcăm pe toate căile legale posibile? Noi mergem pentru acest lucru. Și mă iertați, încă o manipulare publică care se folosește foarte des în raport cu noi. Așa. Cine a spus vreodată că, eu vorbesc despre partidul din care fac parte, că Partidul Liberal Democrat este un partid anti-unionist. Noi avem cei mai unioniști deputați din Parlamentul Republicii Moldova și au dovedit-o nu odată, ci prin declarații publice. Nu mai vorbesc despre primarii noștri care au fost primii. Marcel Snegor de la Parcova, Raionul Iedineț, a fost primul semnătar a declarației de unire. Avem foarte mulți. Și vreau să spun că și profilul membrilor de partid care astăzi au rămas în PLDM, în mare parte, sunt pro-unioniști. Dar noi astăzi trebuie să mergem întâi de toate pe debarcarea acestei guvernări. Dacă astăzi am avea posibilități să înfăptuim unirea, cum am face cu actuală guvernare în frunte? Sau vreți să o facă Dodon, vreți să o facă Plahotniuc? Nu văd cum. În tot șirul pe care l-ați enumerat, lipsa să îl numiți și pe Filat unionist. Da, știu că îl numiți dumneavoastră. Sunt, da, vrem sau nu vrem, dar discuția pe figura fostului premier, domnul Filat, este... Pentru că nu l-au denunțat. Pentru că nu l-au denunțat și este principal acest lucru, pentru că Filat a făcut jocurile mafiei, deci este și este în continuare într-o reglare de conturi cu Plahotniuc, subordonat lui Plahotniuc, și acțiunile Maiei Sandu sunt dependente de situația lui Vlad Filat, nu numai PLDM-ul și așa mai departe, pentru că haideți să revenim la alegerile locale. Nu vă supărați. Dacă oricare membru a PLDM, inclusiv Vlad Filat, făcea jocurile Partidului Democrat, astăzi eram la guvernare. Uitați-vă, vă rog frumos, la marele astăzi... pro-european Leancă, care face jocurile domnului Plahotniuc în continuare. Domnul Filat a putut și el să stea de undeva de la Elveție, din Elveție sau de la București și prin Skype să gestioneze anumite procese. Însă a luptat până în ultim moment. Nu justific absolut deloc. Am înțeles, dar dacă tot discutăm atât de mult despre figura domnului Filat, da, vreau foarte pe scurt, pentru că nu este subiectul discuției, dar dacă tot l-am invocat de atâtea ori. De ce este atât de principal să fie denunțat domnul Filat de către PLDM, dar foarte pe scurt. Și pentru dumneavoastră, de ce este atât de principal refuzați să-l denunțați? Da, foarte sumar, pentru că vreau să discutăm un pic despre atitudinea domnului Candu și replicile pe care le-a trimis protestatarilor și implicit liderilor opoziției și de asta succint, vă rog. Este de ce este principal? De ce? Da. Este principal pentru că aceste entități politice spun că vor să aducă schimbarea. Așa. Iar în momentul în care nu denunță niște crime politice ale lui Filat, nu pot să facă această schimbare. Deci dacă ei public nu pot să recunoască că s-au detașat de Filat, că nu-i reprezintă, că condamnă toate acțiunile lui politice, așa, dacă ei nu pot să facă acest lucru, înseamnă că există o legătură și astăzi cu interesele lui Filat. Și dacă s-ar întâmpla, mișcarea antimafie s-ar alătura sau nu în piață pentru proteste? Ei au altă ideologie și altă viziune. Deci nu s-ar alătura. Sigur că am înțeles. Ce nu s-ar întâmpla, s-ar inventa alte motive. Nu este vorba până la urmă de denunțare sau altceva. Am spus-o, reformarea partidului pe interior, acest lucru este cea mai mare dovadă. Așa. Credibilitatea fracțiunii parlamentare, a tuturor celor care au rezistat. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru ce trebuie să sufere astăzi câteva mii de membri rămași în întreaga țară, care până la urmă și-au făcut onest munca în domeniile în care au fost delegați și care nu au fost implicați absolut în niciun proces. Sunt anumite procese judiciare, am spus, inclusiv și în afara hotarelor Republicii Moldova. Mai multe studii internaționale dovedesc că justiția în Republica Moldova este subjugată politic. Și noi vom ajunge într-o anumită perioadă să vorbim despre dizidenți politici, despre persoane care au fost jertfe a regimului. Credeți că a înfăptuit o crimă mai mare domnul Filat decât ceea ce a făcut Leancă în perioada când era în PLDM? A folosit mecanismele Partidului Liberal Democrat și alte persoane. Și astăzi sunt foarte bine mersi alături de guvernare. Vorbim și de alți miniștri, inclusiv. Partea ei din acea perioadă, erau lacheii regimului. Partidul Liberal Democrat a fost unica formațiune care a luptat. Și anumite lupte au fost, nu au purtat un caracter public. Și până la urmă s-a văzut și rezultatul final. Dacă nu era PLDM periculos pentru actualul regim, nu era debarcat de la guvernare, credeți-mă. Și nu, da, bun. Atitudinea și replicile domnului Candu. Să se pregătească de sistemul mixt și să intre în competiție politică. Am asistat atât de mult la
discurs de genul noi nu suntem de acord cu sistemul mix, noi nu participăm la negocieri pe marginea sistemului mix, noi nu suntem dispuși să facem nicio, să ajungem la niciun compromis pe marginea sistemului mix, noi așteptăm ca ei să revină la legea, la codul electoral inițial și așa mai departe. Până la urmă, partidul pe care îl reprezentați și prin extensie alianța PAS, PLDM, PPDA, nu vor boicota alegerile, înțeleg corect? Următoarele alegeri parlament nu le vor boicota categoric. Nu a fost primită o astfel de decizie. Deci încă nu știți dacă le veți noi boicota? Noi încă așteptăm și credem că guvernarea se va subordona cerințelor. Dar nu mai există posibilitate legală să se întâmple. Adică nu mai există nicio normă. Bun, nu am studii juridice neapărat. Sunt mecanisme, am consultat specialiști, sunt mecanisme. Dacă deci încă mai așteptați să va reveni la codul electoral anterior. Și Comisia de la Veneția a făcut recomandări în acest sens. Da, știu că s-a luat foarte greu această decizie, dar dacă se va rămâne la sistemul mixt, el nu va fi boicotat. Veți merge în alegeri. Această decizie urmează să o luăm împreună în cadrul staffului nostru comun, în cadrul Comitetului de Rezistență Națională, evident, consultând și alți parteneri din țară și de peste cotare. Pentru că, până la urmă, este vorba de viitorul acestei țări. Și acum încă nu sunteți în pregătire electorală în cazul ăsta? Paralel, mergem și ne pregătim și pentru orice situație. Suntem gata și pentru scenariul A, B și toate celelalte. Am înțeles. Dar astăzi noi vorbim despre o dictatură deja instaurată, în cadrul căreia chiar și partidele ca și entități, chiar și scrutinele electorale își pierd orice sens. Aceasta este realitatea. Doamna Bodrug, Mișcarea Populară Antimafiei va merge în aceste alegeri, va merge pe circumscripții sau care este planul electoral pentru? Sigur că vom participa în aceste alegeri fără discuții. Întotdeauna am participat în condiții extreme și asta o să o facem și acum. Contează pentru noi ca mesajul antimafie să fie auzit, ca cei care cred în mesajul nostru și în politica pe care o facem să prindă și mai mult curaj, pentru că lupta adevărată se va da după alegerile următoare parlamentare. Adică când mai exact? Adică lupta nu se încheie cu alegerile parlamentare, da, nu se încheie, este clar. Aici. Se va da și după și vom vedea cum vor juca actorii politici care vor trece în Parlament după rezultatele acestor alegeri, în care iarăși banul și puterea lui Plahotniuc dictează. Domnul Bujorean ne-a spus că se așteaptă la scenarii prin care alegerile să nu aibă loc sau să aibă loc întârziat împreună cu alegerile locale. Luați în calcul un astfel de scenariu? Este sau puțin probabil. Deci să dumneavoastră credeți că vom avea alegeri în toamnă? Da. În toamnă sau în iarnă? Depinde sau, da. Bun, cât adică vor fi în termenul legal. În mod normal așa trebuie. Și ce se întâmplă după alegeri mă interesează? Care sunt nu neapărat presupunerile, dar așteptările, să zicem, ale celor trei partide, ale PLDM-ului primordial, pentru că îl reprezentați, nu știu dacă puteți vorbi din numele întregii alianțe, dar și la general, care sunt așteptările? Miza noastră este, până la urmă, să debarcăm această putere și, respectiv, să o înlocuim cu una cetățenească. Și noi nu vorbim despre coaliții, gen sacrificii, coaliții cu Partidul Democrat sau de alt gen. Noi vorbim despre o guvernare și dacă vom ajunge la fiecare cetățean a acestei țări care a obosit de actualul regim, suntem siguri că vom reuși să debarcăm această putere. În caz contrar, are dreptate doamna Bodrug, nu ne vom opri aici, lupta va continua, vom merge în continuare la acțiuni de protest, vom elabora mecanisme mai concrete și până la urmă acesta este un proces care ține de o planificare pe o perioadă lungă și îndelungată. De aceea nu aș vrea să vin acum cu anumite detalii, pentru că se elaborează anumite. Da, am înțeles. Ține de anumite planuri. Exact. Exact. Dar noi să ajungem în acea perioadă confidențial. Să ajungem în situația ca să decidem să participăm în aceste alegeri. Pentru că dacă ar avea dreptate doamna Bodrug, atunci noi am avea doar un interes strict politic și am participa indiferent de circumstanțe. Însă pe noi ne interesează în primul rând ca cetățeanul din aceste alegeri să iasă împlinit, să fie sigur că votul său contează în acest stat și că este reprezentat. Doamna Bodrug, doreați să dați o replică, vă rog.
Vreau să zic că singurul lucru pe care noi îl așteptăm de la aceste alegeri parlamentare care urmează să fie, este ca în Parlament să ajungă o forță de dreapta, anti-Plahotniuc, fără Plahotniuc și anti-Plahotniuc, care va fi osul în gâtul atât lui Plahotniuc, cât și acestor partide care vor să parvină sau care vor să, să se mai mențină la putere, și a lui Dodon. Acesta este scopul nostru și așteptările noastre. Guvernarea a adoptat o lege prin care facilitează dobândirea cetățeniei în baza investițiilor, pentru, inclusiv pentru țări musulmane, și vedem, poate apare și vreun partid islamist până atunci care să reprezinte și alte forțe, dar deci, trebuie să reieșim din realitățile curente. Deci catalogați uniștii ca și un partid islamist, nu. Da? Eu am vorbit despre legea care au adoptat. Doamna Bodrug, un partid care să fie un os în gât atât pentru guvernarea de astăzi, adică PD, cât și pentru opoziția de astăzi, adică PASPele din PD, cât și pentru socialiști. Da. Și ce ar face un astfel, sau unde s-ar poziționa un astfel de partid? La un moment dat se votează ceva în Parlament, da? În favoarea societății, pentru cetățean, da? O lege favorabilă cetățeanului Republicii Moldova. Votează un astfel de partid sau nu? Deci dacă legea nu contravine intereselor noastre politice, programului nostru pe care îl avem, deci dacă se... bine, sunt două lucruri diferite când vorbim de adoptarea unor legi și când vorbim despre un mesaj politic și o putere politică sau mesajul politic pe care poți să-l vociferezi în Parlament. Așa. Și lumea pe care o ai după tine având tribuna Parlamentului. Deci legile noi vom denunța interesele care stau în spatele votării anumitor legi. Iar legile care țin de parcursul european al Republicii Moldova, de relațiile noastre cu NATO și așa mai departe, sigur că le vom vota. Deci nu veți fi partidul care va ieși de fiecare dată din sală atunci când se votează, doar normal, pentru că nu vor să fie în osul din gâtul tuturor. Domnul Bujorean, la felul în care se conturează astăzi situația politică din Republica Moldova, pare că vom avea un viitor parlament. Mă rog, în cazul în care acea comisie de integritate nu va filtra candidații și în cazul în care nu vom avea starea de urgență și în cazul în care nu vor fi nevalidate alegeri acolo unde vor câștiga reprezentanții opoziției și validate doar cele în care... Deci, într-un joc democratic, mai mult sau mai puțin echidistant, dacă putem să presupunem un astfel de joc, vom avea un parlament în care vor fi foarte mulți socialiști, un pic mai puțini reprezentanți ai actualei opoziției, PAS, PPDA, PLDM, și încă un pic mai puțin, un număr încă mai mic de democrați. Și poate un partid care să fie un os în gâtul tuturor. Când se ajunge la momente de consens național, cine și cu cine votează? Pentru că există un mesaj clar în care se spune că PAS, PLDM, PPDA niciodată nu vor vota cu o inițiativă care vine din partea lui Plahotniuc. De cealaltă parte, însă, reprezentanții Partidului Democrat de fiecare dată zic, păi, dar noi îi așteptăm pe colegii noștri din opoziție în Parlament, că atunci când vor fi luate decizii cheie pentru viitorul statului Republica Moldova, noi nu vrem să votăm cu socialiștii, noi vrem să votăm cu cei care sunt chipurile pro-europeni, pentru că dumneavoastră spuneți că ei nu sunt pro-europeni, ei spun că dumneavoastră nu sunteți pro-europeni. Și atunci mă interesează, într-un viitor Parlament în care nimeni nu are o majoritate parlamentară, nici măcar să zicem PD plus PSRM, cum are loc procesul decizional în următorii 4 ani în Parlamentul din Republica Moldova? Viitoarea guvernare a Republicii Moldova, ca și cele precedente, va fi una de coaliție. Ceea ce trebuie să facem noi ca și forțe politice și ca și cetățeni implicați în anumite procese este să dezvoltăm în noi o cultură de comunicare și de coabitare în cadrul acestui efort legislativ. Evident că legile înaintate în interesul cetățeanului nu trebuie să aibă culoare politică. Vreau să vă spun că și în prezent foarte multe proiecte de legi, și asta ține până la urmă iarăși de războiul care era între PLDM și PD în perioada în care se aflau în coaliție. Așa. Foarte multe proiecte de legi bune pe care le pregătea PLDM erau blocate de reprezentanții actualei guvernări, puse undeva la sertar. Astăzi sunt scoase, se scutură praful de pe acestea și sunt înaintate
votate, evident, cu majoritatea covârșitoare, implementate și ulterior prezentate în cadrul briefing-urilor săptămânale ca mari și mari realizări ale guvernării. Vă referiți și la proiectul cu privire la votul mixt în PLDM? Vă referiți și la el? Vă rog să nu comparați perioada în care PLDM a înaintat această inițiativă, vorbind despre anul 2008. Când PLDM avea primari. Nu, în anul 2008 PLDM nu avea primari. PLDM a participat în alegerile locale pentru prima dată în anul 2011. Dar când a înaintat proiectul PLDM? Vorbeți despre proiectul, nu despre prevederea din programul PLDM. Despre proiectul de lege. Eu vorbesc despre perioada anului 2008, când Partidul Liberal Democrat a venit să vorbiți cu inițiativă de perioadă, dar eu vă întreb despre proiectul de lege PLDM cu referire la votul mixt. Partidul Liberal Democrat a făcut, întotdeauna a avut capacitatea să facă un pas în urmă și nu a mers așa cum merge actuala putere. Și acest nu capacitatea lucru a avut. S-a rățoit Plahotniuc la filat, de aceea a făcut PLDM un pas în urmă. Probabil dumneavoastră cunoașteți mai bine. Noi știm care era situația și atmosfera internă și credeți-ne că nu este ușor să fii numit și considerat de cetățeni partid de guvernământ atunci când ai o opoziție internă în toate organele reprezentative din stat, în guvern, în parlament, în instituții, având în coaste organele de control care de asemenea erau la un anumit moment așa și au fost numite, Centrul Național Antipeledemie și multe alte lucruri. Scopul era debarcarea de la guvernare, detașarea PLDM-ului. Restul, din câte ați văzut, totul a avut loc cu mare și mare ușurință. Aduceți-vă aminte și capacitatea noastră de mobilizare care era anterior și cum puteam noi să mobilizăm acești oameni. Prin manipulare, prin mass media controlată, prin mesaje manipulatorii și false și mincinoase și până la urmă nu cu puțini bani. S-a reușit crearea unei imagini. Dar ea nu este mai mult decât un bâlc politic care până la urmă va dispărea. Cetățeanul începe să înțeleagă că nu poate o persoană sau un grup mic de persoane din cadrul unui partid să înfăptuiască nu știu ce crimă mare, iar celelalte instituții în stat să fie spectatori. Cine gestiona activitatea instituțiilor? Banca Națională, Procuratura Generală? Dar astăzi se întâmplă, domnul Jorean, dar astăzi anume asta se întâmplă. Eu mă tem de altceva. Am văzut că la noi de obicei așa se face, se organizează o acțiune sau o contraacțiune și paralel mai are loc ceva. Și atunci când întreaga populație este concentrată pe acțiuni de protest, inclusiv legate de invalidare, se întâmplă anumite lucruri. Aici mă refer la procurarea pachetului de 42% de acțiuni de către Guvernul Republicii Moldova de la Moldova Growing Bank. Astăzi noi vedem că reprezentanții guvernării prin intermediul structurilor statale sau prin intermediul reprezentanților din Consiliul de Administrare a Băncilor, administrează anumite procese în Victoria Bank, știm, în Moldincom Bank și deja prin intermediul guvernului în Moldova Growing Bank. Ca ulterior, guvernul să vândă aceste acțiuni la același preț un investitor străin. Întrebarea mea este, de ce acel investitor nu putea să vină să procure direct, fără ca guvernul să participe ca și intermediar în acest proces? Frica cea mare a noastră este ca să nu fie pusă la cale o nouă escrocherie financiară sau un nou furt, care mă tem că nu se va limita la furtul unui miliard. Vrem doar să menționez că este un bun subiect de emisiune, informația pe care ne-ați furnizat-o, cu siguranță o vom aborda, iar dumneavoastră cu siguranță aveți dreptul la replică, dar vreau în același timp să încercați să vă controlați și un mesaj de concluzie, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii. Deci toate impedimentele pe care le-ați enumerat dumneavoastră nu au nicio valoare argumentativă și nicio greutate din momentul în care PLDM a votat în fruntea Procuraturii Generale un Zupco care era omul lui Plahotniuc. Și după ce Mișcarea Populară Antimafie l-a dat jos pe Zupco, PLDM din nou a votat un alt procuror general, tot al lui Plahotniuc. Cer scuze, erați cumva la ședința Coaliției de Guvernare, știți ce dispute au fost la acest subiect? Care au fost condițiile cerute clar de PLDM ca să fie demis procurorul general, pentru că exact după Pădurea Domnească a început acest măcel politic care a avut loc. Care s-a terminat cu scuzele lui Filat publice și cu votarea unui alt om în fruntea Procuraturii El Generale, nu s-a terminat nici acum. Tot al lui Plahotniuc. Vă rog, concluzie. Concluzia, în final. Nu te teme ceată mică. Important este să ne ținem de idealurile pe care le trăim, să știm că numai oamenii cu caracter și cu viziune clară politică asupra
organizării sociale a Republicii Moldova, care trebuie să fie una bazată pe principii liberale, pro-europene și pro-americane, partenerii noștri și prietenii noștri sunt Statele Unite ale Americii, sunt statele europene și principiile care stau la baza construcției acestei structuri, dușmanii noștri sunt societatea civilă din Republica Moldova, partidele susținute de către bani murdari, de către bani care vin din chiar și de la Moscova și partide care fac jocul unor interese de reglări de conturi care acum sunt nemulțumite că nu mai sunt parte la putere și nu au acele beneficii pe care le-au avut. Mișcarea Populară Antimafie este un partid în opoziție cu partidele care organizează acum manifestații electorale în piață. Mișcarea Populară Antimafie îi consideră pe Plahotniuc și Dodon dușmani și nu va înceta să lupte pentru valorile declarate și pentru programul nostru pe care îl vom prezenta la următorul congres din 2 septembrie, la care vom spune ce vom face pentru a schimba la față Republica Moldova și pentru a-l face un stat de drept pentru integrarea noastră românească, europeană, sub scutul american. Și domnul Bujorean, concluzia discuției de astăzi? Eu cred că nu ca și concluzie, aș vrea să adresez un mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova. Absolut. Indiferent de ocupația dumneavoastră, fie că sunteți medic, jurist, profesor, polițist, fermier, cetățean care muncește și își câștigă pâinea în Republica Moldova sau în afara hotarelor acesteia, sunteți satisfăcut de viața și de traiul pe care îl aveți? Considerați că ceea ce se întâmplă astăzi în Chișinău nu o să vă atingă sub nicio formă? Nu este adevărat. Cei care au o activitate știu care este prețul acelor controle, acelor presiuni care se fac deseori. Păi gândiți-vă că odată cu aceste organe statale vor veni la dumneavoastră și câțiva bandiței de lui Constantin Țuțu și compania și vor spune trebuie să contribui. Pe lângă taxa care o dai dijma statului, trebuie să vii și cu suport. Pentru că noi ne-am întors în anii 90, în anii în care bandiții au lăsat gecile în cuier și au îmbrăcat sacourile și vin și ne spun că o să ne fericească. Nu va fi așa. Dacă nu sunteți indiferenți, dacă doriți să contribuiți ca noi să ne reîntoarcem țara înapoi, veniți pe data de 26 august la protest. Noi suntem câteva milioane, ei sunt câteva sute de familii. Noi suntem mai mulți și vom învinge, cu siguranță. Acestea fiind spus, eu vă mulțumesc pentru discuția din această seară, acid pe alocuri, dar în cadrul discuțiilor se naște de obicei adevărul, de asta sper că am încercat și noi cumva să ajungem un pic mai aproape de el, pentru că el este undeva ascuns foarte adânc și avem suficienți la guvernare care au grijă ca să nu reușim noi să pătrundem până la el, cu siguranță mai discutăm în cadrul acestui platou. Domnilor și domnilor, aceasta a fost discuția de astăzi, vă reamintesc, astăzi s-a protestat în fața Parlamentului, reprezentanții a trei partide, PAS, PLDM și PPDA, au cerut încă o dată întrunirea sau realizarea celor trei revendicări pe care le au, anularea votului mixt, validarea alegerilor și tragerea răspunderea judecătorilor care au nevalidat alegerile din Chișinău. Eu astăzi vă mulțumesc pentru atenție, mâine seară vă aștept cu o nouă ediție, zilnic să lucrăm pentru unire. Toate cele bune!